Bună, dragi prieteni, din nou aici pe baltă, de fapt un canal, cum v-am mai spus, se formează din Albufera, de aici, din apropierea Valenciei, vreo 4-5 km de Valencia, Valencia, Spania, și m-am îndrăgostit tare de tot de locul ăsta. Nu mai îmi place acolo, la bărcile alea acolo, așa, că se vaită toți pescarii, că nu mai merge acolo, că nu mai merge. E mulți care nu prea știe pe aici, se duce acolo. E mai aproape de drum, aici e un drum mai nasol, așa, de piatră, de alea, și nu bagă toți mașinile pe acolo, eu o bag. Uitați, mașina acolo, un pui de M5, se vede, nu? Eu o bag. Mai bine ca sănătatea mea, nu e nimică. Pe lumea asta nu valorează nimic decât nevasta mea și băiatul meu și bani, și de-astea nu ne interesează. Să fim sănătoși. Ce vreau să vă zic, am venit aici, cum v-am zis, m-am îndrăgostit de locul ăsta frumos. E apa mare, acum am văzut, am încercat la băți, cu plutăi cam vreo 2 metri apa. Eu n-am știut până acum că e 2 metri apa. Și să prepar un pic de nadă, mi-am pregătit becile, mi-am pus metodurile pe ele, juvenile cu la apă, minciogul aici, scaunul aici, după cum se vede, multe catrafuse, mi-am luat și umbrela, am zis că poate, cine știe, începe vreo ploaie. Și să prepar un pic de nadă, tot din asta, culoarea porumbului, galbenă, gălbuie, așa, maronie, vedeți, de culoare deschisă. Și am să fac toată punga, o să o pun. Dragi prieteni, mi-am luat și sit, adică mi-am cumpărat-o și a venit din România, nu dau magazinul, se găsește în România, vedeți, originală, că făceam cu aia, am luat-o de la un magazin de ăsta, era de aia, de cartofi, tot de 4 mm, asta e originală, de 4 mm, sitez altceva cu ea, e altă mâncare de pește. Și am să fac decât din nada asta. Nu, și camera mai așa, să vad aici. Prepar pe toată. Se vede, nu? Nu neapărat că ea se face să colează foarte mult, că ea își trage apa și se usucă afară prin soare, că dacă nu ia, nu-și trage apă cât trebuie, noi când aruncăm, contactul cu apa, metodul se duce pe substrat gol și de-aia nu avem trăsături. Nici eu n-am știut la început, cu timpul, pe toate le înveți. Eu de-aia vin la pește să caut experiență cu orice probez. Probez orice. Nu acum, că dacă am prins cu metodul ăsta sau cu firul ăsta de 0,20 pește, gata, asta e linia perfectă pentru toată viața. Nu e așa. Fiecare baltă, fiecare apă, fiecare lac, fiecare baltă sălbatică, fie semia, fie ciofia privată, fiecare loc de pescuit are treaba lui. Deci o las așa, am... Uitați cum se colează, vedeți? O las așa vreo 10 minute, așa. O sitez de două ori și revin imediat. Am revenit, dragi prieteni. Am lăsat-o cam 12 minute până m-am instalat eu aici cum trebuie, că am avut problemă cu un metod. Și o sitez. O sitez de două ori, dar vă arăt decât o dată, că nu vreau să vă plictisesc.
rămâne cocoloase de astea și astea nu sunt bune, cocoloasele astea, că nu stă bine pe metod și la contactul cu apa se face dâră în apă și pe substrat metodul ajunge gol. Asta e și tactica la metod. Îl păcălim cu nada și el se duce la pop-up. Vedeți, a rămas gogoloaie. Să mă spăl și un pic pe mâini. Vreau să vă plictisesc. Eu o mai sitez o dată, dar vă arăt așa din prima. Uitați ce pufoasă e. Vedeți? Eu o mai sitez o dată și revin imediat cu prima captură. Uitați cum șade și pe metod. Se vede, perfect. Da? Trăsătură tare. E vreun ciortan. Prima trăsătură. Un sfert de oră, așa să zic, a trecut, 20 de minute, așa, am aruncat de 3 ori ca să fac o prenădire acolo, așa. Da? Cred că ciortanii. Cred eu că ciortanii. Ah, m-am înșelat. M-am înșelat. O lisă. Pește răpitor. Pește răpitor. Incredibil. I-am zis că e vreun ciortan la cum a tras. Hai, s-a agățat aici. A agățat. Hai mă, vină cu am. Vină mă încoa. Au ce s-a înfășurat aici. Doamne, doamne. Ce înfășurătură. Mi-e frică să-l țin tare în mână, că ăsta e un pește periculos. Hai mă. Vedeți la pop-up. Pește răpitor. Ce frumusețe. Primul. Da. A dat tare în ea. A doua trăsătură. Nu știu ce e, ori caras, ori ciortan. L-am adus la mal acolo așa. Ia să vedem ce e. Tot un pește răpitor, incredibil, 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 la pop-up pește răpitor. După asta se vede că e o baltă care nu e îngrijită, o baltă, cum ar fi o baltă sălbatică. N-are ce să mănânce. La noi îi dă cu barca pe jumate.
și nu mai prind nimic. Pește răpitor la pop-up. Mai zici și tu ceva. Uite, la pop-up. Se vede, nu? Pește răpitor. Uite ce frumusețe. Frumusețe rară. Se vede? Cred că e ceva frumos. Eu cred că e ceva frumos. La cum trage, da, e ceva frumos. O surpriză ceva. Vrea să scoată cap afară. Ciortan. Ciortanel. Ciortanel. Da. Ciortan frumos. Până la urmă s-a hotărât să vină și ciortanul. S-a hotărât. Ciortan frumos. Frumos ciortanul. Pupă-i, tată. Să dai și ei un like, un share, să aboneze la canalul meu de YouTube, Fishing Canot, ca să le fac videouri frumoase aici pe baltă. Tras tare. Cât pacii să nu văd. O încărcam pe asta la altă. Ciortanel. Frumos. N-am avut timp să-i dau drumul la cameră. O încărcam pe asta la altă. S-a dat în ea.
luptători e. Ok, am văzut cap. Ciotan frumos. Frumos. Frumos Ciotan. Cam atâta, dragi prieteni, pentru astăzi. N-am mâncat, n-am vrut să mănânce, cam bate vântul, s-a făcut urât afară, uitați ce urât e. Este ceasul 4 după amiază. Am venit pe la 11 și ceva, aproape de 12. Am venit cam târziu. Am venit o dată de dimineață și n-am mâncat și după ora 10, 11, 12, așa a început soia. Și am zis să nu mai vin de dimineață. Asta e. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un share și nu uitați să vă abonați la canalul meu Fishing Canot și să vă arăt ce am și la traiște. Bine că i-ați văzut. Da, să-i vedeți și aici pe platoul de filmare. Am luat doi pești răpitori la pop-up. Un ciotan. Un ciortan mai frumos. Asta chiar e frumos, are un kilogram, un kilogram jumate, așa nu are mai mult. Un ciortanel mai mic. Și încă un pește de ăsta răpitor, eu nu știu cum îi spune. Bun, aici așa. Facem și noi o poză la ei. Opa. Hai mă, stai mă, acolo. Să fac și eu o poză și pe urmă îți dau drumul. Se vede, nu? Le dau și drumul la apă. Opa! Ăsta e frumos. Frumos foc ăsta. Și mai am unul aici amintit. Cam atâta, dragi prieteni. Până data viitoare, toate cele bune!